Bună dimineața, Oltenia! Bună dimineața, curioșilor! Sunt Rima și mă bucur nespus că sunteți alături de noi astăzi, indiferent că ați schimbat canalul întâmplător sau v-ați trezit dis de dimineață să fiți alături de noi de la prima oră. Ei bine, v-am promis că o să începem dimineața într-un mod frumos și cum să o facem altfel decât aducând frumosul la noi în emisiune. E deja primăvară, iar natura care își deschide ochii după un somn îndelungat a început să ne surprindă cu peisaje, arome și culori. Ei bine, unii dintre noi sunt mai norocoși și mai pricepuți și au învățat să capteze aceste momente zilnice. Un astfel de invitat am și eu astăzi în emisiune. E vorba de Petre Ilie Cosmin. El e pictor și fotograf și nu vă mai zic nimic, vă las pe voi să-l cunoașteți mai bine. Bună ziua, Petre! Bună ziua! Spune-ne ceva despre tine și ce faci mai exact. Mă numesc Petre Ilie Cosmin, am 27 de ani, mă ocup cu arta fotografică, pictură, obiecte de decor, corpuri de iluminat, multifuncțional. Să știi că e foarte frumos și foarte primitor aici la tine, e foarte drăguț, am reușit să-ți admit câteva lucrări. Spune-mi, te rog, când a început această pasiune pentru imagini pictate și fotografiate? Pasiunea pentru artă de orice fel o am dintotdeauna, dar în urmă cu 4 ani am decis că este momentul să aprofundez cunoștințele pe care deja le aveam și de ce nu să fac o profesie din asta. Pentru că la urma urmei cu toții ne dorim ca profesia să coincide cu pasiunile. Eu la rândul meu la fel am învățat la o școală de arte și știu că arta presupune să lucrezi minuțios, să ai foarte multă răbdare, să ai imaginație și acum vreau să te întreb pe tine. Ai observat aceste trăsături, că ești mai atent la mediul înconjurător, la anumite imagini de când erai mic sau sunt niște calități care ți le-ai dezvoltat în timp? Nu aș putea spune că această pasiune am avut-o din frage de pruncie, ci undeva târziu în adolescență am observat, fără să vreau, percepeam puțin diferit lucrurile din jurul meu, atât imaginile vii cât și pe cele capturate. Evident că la început a fost doar la nivel de hobby, apoi după cum spuneam, a apărut dorința de a afla cât mai mult despre acest domeniu. Aflam mai mult despre acest domeniu variabil în ceea ce reprezintă cât și în ceea ce transmite. Foarte frumos. Acum vreau să concretizez. Ai început cu fotografia sau pictura? Prima dată am început cu fotografia. Și totuși, ce te-a motivat să treci la pictură? Simțeai că nu este suficientă fotografia? Având în vedere că în arta fotografică este destul de multă tehnică, am vrut să pătrund puțin și în tainele picturii, deoarece am simțit oarecum instinctiv că acolo aș avea mai multă libertate de exprimare a creativității. Instinctiv îmi dau seama acum cam ce stil abordez. Totuși vreau să te întreb pe tine, ce stil abordezi în lucrările tale? Nu aș putea spune că am un stil bine definit deocamdată. Încă oscilez între mai multe curente care mă tentează, de genul suprarealismului, minimalism și conceptual. Asta dacă facem referire la arta fotografică. Iar în pictură abordez o tehnică mixtă destul de frecvent întâlnită în arta modernă. Îți place să lucrezi cu oamenii sau mai mult cu obiectele? Cu obiectele. Așa. Este dificilă treaba cu oamenii, da. Unde îți găsești inspirația și când? Nu caut inspirația într-un loc anume, ci de cele mai multe ori mă găsește ea pe mine. Acum, lăsând glumea la o parte, se întâmplă de foarte multe ori ca cele mai banale lucruri să mă inspire, fiind chiar o provocare să transform obișnuituri în extraordinar. Foarte drăguț. Tu îți vinzi singur lucrările? În mare parte, da. Știu că îți realizezi singur lucrările. Vreau să te întreb dacă ți le vinzi la fel singur și unde te găsesc cumpărătorii. În mare parte, da, le vând singur. Vorbind de piața culturală din Craiova, cât e de complicat sau cât e de ușor să îți realizezi lucrările? Nu cred că e vreo diferență între a încerca să te afirmi în Craiova față de orice alt oraș din țară. Cred însă că e o diferență în felul în care este percepută arta modernă în România față de străinătate. Cred că țara noastră este încă adepta clasicismului. Zicând toate astea, stau și mă gândesc că s-ar putea și probabil ai avut multe dezamăgiri până acum sau poate nu, dar vreau să știu ce te ține motivat să lucrezi și să te realizezi mai departe. În primul rând pentru că iubesc ceea ce fac. Și apoi pentru că sper să am un mic aport în a aduce această ramură artistică în atenția publicului larg.
Mă uit în jur și realizez că investești foarte, foarte mult timp în ceea ce faci. Poți să ne zici cam cât timp îți ia să realizezi o lucrare? Depinde. Uneori, dacă am o imagine clară a ceea ce vreau să creez sau să surprind, pot termina o lucrare în câteva ore. Alteori pot să am o vagă idee și să dureze mai mult până când pot să fac ceva concret. Ei, și acum, ca și artist, că până la urmă ești artist, se sfârșește vreodată munca ta asupra unei lucrări? Aș fi tentat să spun că niciodată, dar deși pot să stărui mult timp asupra unei lucrări, dacă am o nouă idee, nu voi uita să o pun în practică. Acum că ai cumpărătorii tăi, că ai un anumit stil pe care îl dezvolți, vreau să știu și eu. Atunci când vin oamenii la tine, au anumite preferințe? Nu aș putea spune că au o preferință anume. De obicei și aleg din piesele care le-am deja expuse. Asta dacă vorbim despre pictură. Dacă vorbim despre fotografie, bineînțeles că fiecare client vine cu o idee, iar eu trebuie să mă adaptez după stilul respectiv. Iar la corpurile de iluminat, da, de obicei fac după stilul casei, cum este amenajată. Ție personal îți place să lucrezi mai mult cu culorile sau non-culorile? Bineînțeles, culorile. Fac parte din viața mea culorile. Frumos spus. Vreau să mai știu și ce tehnici abordezi. Exact cum am mai zis, încerc să-mi creez un stil anume. Nu am ceva bine definit ca și tehnică, să spun. Sunt încă la început. Într-adevăr, începuturile sunt grele, de asta am și eu o următoare întrebare. Vorbind de artiștii din Craiova și de oamenii care lucrează în același domeniu, colaborezi cu cineva, cu instituții, cu organizații, cu alți pictori, fotografi? Colaborez cu anumiți designeri de interioare, atât locali, cât și din țară și mai ales din străinătate. Foarte multe lucrări sunt trimise în străinătate. Că vorbim de corpuri de iluminat, sau tablouri. Ei, acum mi-ai trezit curiozitatea. Vreau să știu și eu unde au plecat lucrările tale. Dacă ai niște locuri cunoscute de noi. De exemplu, anul ăsta o să pleci undeva prin Ibița. O să colaborez cu o discotecă locală de acolo și o să ajung în vreo 2 sau 3 corpuri de iluminat și mai multe tablouri. De fapt, eu mă ocup de imaginea petrecerii respective de acolo. E foarte frumos. Sunt mândră de tine și fericită pentru că e Ibița până la urmă. Da, acum spune-mi și mie. Te inspiri de undeva, de la artiști mai mari? Ce oameni, ce pictori, ce fotografi te inspiră? Admir anumiți pictori, anumiți fotografi, dar încerc să nu copiez nimic de la ei. Încerc să-mi creez propriul stil și să-l urmez. Încă sunt în descoperire, atât pe pictură și fotografie. Admir pictori gen Piet Mondrian, Pablo Picasso, Jackson Pollock, cât și pictorii contemporani, Silviu Bursan, Adrian Ghenie. Acum vreau să ne axăm mai mult pe fotografie, pentru că ai început cu fotografia. Trăim într-o lume plină de opinii, de prejudecăți. Atunci când vin clienții la tine și îți cer să le faci o ședință foto sau orice altceva, au anumite stereotipuri despre tine ca și fotograf? În general, oamenii au impresia că cei care fac arta sunt boemi de la un cap la celălalt. Însă, în realitate, este că îți trebuie destul de multă organizare și mai ales muncă atât în pictură cât și în fotografie. Tu cum îți organizezi timpul așa încât să le reușești pe toate? Cred că e cea mai dificilă parte asta cu timpul. Niciodată n-am timp. Fac greșeala de a mă abunda cu proiecte. Și încerc să fac pictură, din pictură îmi vine idee de fotografie, din fotografie la corpul de iluminat și tot așa. Și da, sunt boem. E un haos tot ce se întâmplă aici la mine. Deci să înțeleg, atunci când lucrez în studio, e un haos, e dezordine sau e ordine? E dezordine în ordine. Frumos spus. Vreau să mai știu, dacă tot vorbim de experiențe, care e cea mai ciudată experiență a ta ca și fotograf? De fapt, la mine cu fotografia, am vrut să fac fotografie de eveniment. Am făcut o școală, bla bla bla. Crezi totuși că pe viitor nu o să te întorci deloc să faci fotografie la evenimente? Sau ăsta chiar a fost ultimul punct? Nu mă văd făcând chestia asta. Mă simt limitat făcând fotografie de eveniment.
chiar dacă tot veni vorba, ție îți place cineva să-ți facă poze sau să te filmeze? Fac singur asta. De obicei, majoritatea lucrărilor mele de fotografie sunt eu. Din lipsa modelului, dacă am model, n-am inspirație, dacă am inspirație, n-am model. Și în majoritatea am între pieduri, programez și se iese poza. Văd niște picturi foarte frumoase aici și mi se pare că e o combinație dintre pictură și fotografie, dar vreau să te întreb pe tine mai exact. Ce combini? Ce faci? Ce să mă dezbrăc de secrete? Lucrez la un proiect. Vreau să fac o combinație între fotografie și pictură. Deocamdată este totul la stadiu de experiment. Încă nu am ceva bine definit, dar încerc să mă axez pe linia asta. Presupun că îți listezi propriile imagini pe care le pozezi și după le pictezi sau iei alte imagini de pe internet și după le mai adaugi câte ceva? Sunt propriile mele imagini și propriile ilustrații printre pictură și altele fac și ilustrație. Foarte frumos! Acum că am rezumat un pic trecutul tău și prezentul, vreau să ne vorbești un pic despre viitor. Ai ceva planuri mari? Îți dorești să deschizi un magazin? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Magazin, ca și artist, e bine să colaborez cu anumite magazine. N-am cum să fac lucrările și le duc în centru, într-un magazin, le expun, ar trebui să meargă unul pe stradă, că vreau un tablou, mă, și cumpăr un tablou, nu se întâmplă așa. Toată lumea cumpără de la expoziții, din magazine de specialitate și alte... Crezi că ai un public și niște cumpărători speciali care ți-ar îndrăgi munca? Da, toți oamenii care au cumpărat fie picturi, fie fotografie, fie obiecte de decor, toți care au case moderne. N-a venit nimeni până acum să-mi iau un tablou să o pun într-un apartament. Lucrezi mai mult în creion, în vopsea? Care e tehnica pe care o abordezi mai exact? Mixtă. Am tablouri de au și vopsea în ulei și acrilic și creion și pictură și fotografie. Deci totul la mine e mixt. N-am o linie anume, să zic, merg numai pe acrilic. Toată recuzita din acest domeniu este scumpă, este ieftină, îți permiți să îți iei permanent? Nu este scumpă. Bine, depinde și ce cumperi. Am și lucruri care sunt exagerat de scumpe, dar am și lucruri ieftine. Esențialul e ce ți iese din ele. Tu lucrezi pe lângă pasiunea pe care o ai sau pasiunea e jobul tău? Pasiunea este jobul meu. Și reușești să te întreții decât din artă? Pentru că e un subiect foarte delicat pentru artiști. Da. Recunosc, mă întrețin din artă. De fapt, mă întrețin din ceea ce fac, din ceea ce muncesc. Eu îți urez mult succes și acum că am ajuns spre final, vreau să te mai întreb. Unde te pot găsi cumpărătorii tăi și cu pont dat de tine? Ai un site? Ai o pagină? Telefon? Ceva? Mă pot găsi atât pe pagina personală www.petrecosmin.com cât și pe cea de Facebook Petre Cosmin. Ai menționat mai devreme despre elemente de decor și stau pe un scaun foarte confortabil acum și știu că e făcut de tine. Vreau să-mi vorbești despre elementele de decor pe care le-ai făcut și cum le faci. Le faci de la zero sau... Vorbind despre mobilă, colaborez cu cineva care aduce mobilă de afară. Eu nu o fac de la zero, el mi-aduce mobila fizică și eu o redecorez. O îmbrac, o tapizez, o vopsez, o pictez. Dar le faci după propriile preferințe sau oamenii solicită asta și tu le faci la comandă? Da, le fac după propriile preferințe. Niciodată nu mai vine cineva să-mi impună cum să fac. Pur și simplu, dacă am luat o comandă, mi-a dus mobila și mi-a zis să faci cum vrei. Ai putea să menționezi câteva lucrări de decor pe care le-ai făcut și după le-ai vândut? Da, sunt lămpile și multe mobile. Foarte frumos, dar sunt curioasă ce prețuri au lucrările tale, adică între ce prețuri variază și dacă oamenii sunt dispuși să dea aceste sume. Dacă vorbim de mobilă, pleacă o masă, de exemplu, pleacă undeva de la 1000 de lei și poate să urce până la 3000 de lei. Dacă vorbim de lămpi, undeva de la 2000 de lei și poate să ajungă la 4000 de lei. Și oamenii sunt dispuși să dea? Sau de obicei astea sunt companii sau localuri? Numai, cel puțin până acum, am văzut numai la persoane fizice.
vreau să mă adresez în viitor și barurilor, discoteci. Realizez că ai niște mâini foarte dibace și vreau să știu dacă ți se trage din familie, de undeva te-a inspirat, stă cineva la fundament, cineva care ți-a dat un sfat bun să o iei în direcția asta sau niște sfaturi cum e să faci mai bine, că vine vorba de elemente de decor, de pictură, de fotografie. Din familie nu am pe nimeni care s-a ocupat cu arta. Sunt alte persoane care stau la fundația mea. Prietenii te susțin? Nu prea știu ce fac eu. Nu le-ai arătat? Ba da, dar mă întâlnesc cu ei și vorbim de orice altceva. Prietenii mei nu sunt, n-am niciun prieten în domeniul artei. Și te mai ajută cineva atunci când creezi ceva sau faci singur de la zero? Sunt anumite munci, de exemplu la mobilă, care da, am nevoie de ajutorul cuiva. Eu vin decât ultima dată cu ideea. Acum ca la final, probabil și eu și telespectatorii sunt curioși unde pot să te găsească. În mediul online, atât pe pagina personală de web www.petrecosmin.com, cât și pe cea personală de Facebook, Petre Cosmin. Cosmin, eu îți mulțumesc foarte mult că ne-ai primit aici la tine în studio, pentru că ne-ai vorbit despre munca și pasiunea ta și îți urăm mult succes la mai multe realizări și creații frumoase, evident. Sunt sigură că cei ce înțeleg arta te apreciază, iar cei care înțeleg mai puțin s-au lăsat inspirat de munca și motivația ta. Eu, curioși telespectatori, vă aștept la următoarea emisiune cu noi invitați, dar aceleași gânduri bune.